Ia. Însă până atunci, dragilor, mergem mai departe și vedem un interviu cu Oana și Viorel. Uite că la 79 de ani primește tort, nu colivă. Hai, mă, Oana, tu simți umorului. Am noroc, am noroc că au făcut asociația Gardul ca să pot să mă țin de el și de Oana, adică sunt... Eu sunt sprijinul lui. Sprijinul moral și material al Oana. Dacă nu era Oana, cred că nu prea mai eram eu. M-a salvat de multe ori. Dacă o persoană stă lângă tine și când ești bolnav vreo, adică aveam COVID și era foarte periculos, începuse să mănânce din plămâni și totuși a venit și avea și ea, dar mai ușor, și a venit și a stat cu mine, a dormit cu mine ca să aibă grijă. Deci asta înseamnă atașament total. Nu cred că am avut vreodată în viață o altă persoană, în afară, bineînțeles, de părinți. Cum vă simțiți la 79 de ani, domnule Lis? Eu n-aș vrea să fie 79. Eu niciodată n-aștept, de acum încolo, de fapt, nu mai aștept ziua mea de naștere așa fericit, pentru că e o vârstă înaintată și nu știi când se sfârșește viața. Deci, oricum, e bine că pot să vorbesc. Atunci când stau în pat, nu mă doare nimic, când mă ridic, mă dor picioarele, dar în rest, cum să spun, îmi trăiesc viața, adică stau, mă uit la televizor, la filme, la meciuri, joc la pariuri ca să am ce să fac, o dată de două ori mă duc și pe la casino, deci îmi ocup timpul. Recent ați avut și o mică problemă la picior. Da, încă am. Mă cam sperie că eu aveam un birou așa și după birou era radiatorul. Și eu m-am întins cu picioarele și eu nu simt partea de jos a picioarelor niciun pic. M-am întins cu picioarele și am stat cu picioarele pe calorifer, fără să simt. Și m-au ars pe tălpi și la una e mai mare, vreo 5 bășici din alea care s-au făcut și una e mai periculoasă. Eu recunosc că fără aia era foarte greu. Adică și acum e foarte greu pentru că eu nu mai pot să... Trebuie să mă duc să-mi fac cafea, dar nu pot să o aduc în dormitor și trebuie să-mi aducă ea. Vă închipuiți, dacă la cafea nu pot să iau. Am căzut de vreo 3-4 ori. Trebuie să acceptăm fiecare vârstă așa cum este și, cum să zic, atunci când spui că iubești pe cineva, trebuie să fii alături și la greu. Adică nu ai cum să fii doar la bine. Într-adevăr, am fost mulți în viața lui Viorel și am rămas puțin. A primit azi câteva apeluri și mesaje. Noi vă mulțumim și vouă, Viorel a vrut în mod special, azi că nu pot să-i refuz pe cei de la Antena Star pentru că sunt prietenii mei. This I tell your brother. You can't have one without